faith to sit on this chair? That's a natural faith. Da, credința aceea că stau pe scaun și mă ține e o credință naturală. Yes, you have faith to walk on that door and believe that you're going to go home safely. Da, credința că te duci în siguranță acasă. And then praise the man is not going to run into your car. Și că n-o să-ți facă nimeni mașina. That's a kind of faith. E o credință, dar e credință naturală. But we're not talking about human faith here. Nu vorbim despre credința omului. We're talking about the faith that comes from God. Vorbim de credința care vine de la Dumnezeu. The faith that was released over Jesus. Acea credință care a fost eliberată și Iisus și l-a înviat din morți. What dead situation is in your life today? Ce situație este? What impossible situation is that is confronting you? Cu care te confrunți? We have the same kind of faith. De credință. So what do we know? Ce știm? Number one. Unu. Faith is now. Știm, credința e acum. Number two. Doi. I have a measure of faith. Am o măsură de credință. Number three. Trei. Faith works by love. Credința lucrează în dragoste. God's love has been imparted to me by the Spirit of God. Dragostea lui Dumnezeu mi-a fost dată prin Duhul Său. Listen, I am activated in faith. Activez lucrul acesta. But I'm motivated by love. Dar sunt motivată de dragoste. Faith works by love. Credința lucrează prin dragoste, în dragoste. The more love I demonstrate, cu cât am mai multă credință și dragoste.